IDF a anunțat că soldații brigăzii 205 rezervă au descoperit recent un depozit de arme ascuns într-o moschee din centrul unui cartier civil din sudul Libanului. Stocul conținea lansatoare de grenade, RPG-uri, rachete Cornet și alte arme și muniție. Unul dintre soldații care au participat la operațiune și care în trecut a participat în luptele din Gaza a spus că nimic nu este sacru pentru Hezbollah, la fel ca și pentru Hamas. În ultimele zile, trupele au localizat și demontat zeci de puțuri de tunel și infrastructură teroristă. Au eliminat zeci de teroriști și au localizat cantități mari de armament. Luptele dintre armata israeliană și gruparea Hezbollah au continuat în cursul acestei săptămâni cu victime de ambele părți. Trei comandanți Hezbollah au fost eliminați în ultimele două zile. În fâșia Gaza a fost eliminat unul dintre ultimele cuiburi de rezistență ale Hamas din Jabalia. De două zile, zeci de mii de palestinieni au părăsit zona și s-au deplasat spre zone sigure. Conform estimării IDF, până acum peste 20.000 de persoane au fost evacuate și aproximativ 150 de teroriști au fost arestați. Fostul președinte Donald Trump a condamnat divulgarea planurilor ultrasecrete ale Israelului de represalii împotriva Iranului pentru atacul său masiv cu rachete balistice la începutul acestei luni, informații despre care se crede că au fost dezvăluite de un înalt oficial de la Pentagon pe un canal pro-iranian Telegram. Vorbind la un eveniment de campanie la clubul său de golf Doral din Florida, Trump a declarat despre divulgarea de informații, cităm, au scurs toate informațiile despre modul în care lupta Israelul și cum va lupta și unde vor merge și cine a făcut asta. Cred că avem un inamic în interior, iar ei urăsc să recunoască asta, a spus el. Arian Tabatabai, un angajat senior al Pentagonului, este suspectată că ar fi divulgat documentele care conțineau planurile Israelului, a informat marți Sky News Arabia, citând un oficial al Pentagonului. Suspecta este de origine iraniană și lucrează ca directoare a biroului secretarului adjunct al apărării pentru operațiuni speciale. Departamentul American al apărării nu a comentat aceste informații. La o săptămână după ce Beijingul a trimis un număr record de avioane militare, inclusiv avioane de luptă și drone, precum și nave de război pentru a încercui Taiwanul, China a efectuat în această săptămână un exercițiu militar cu trageri cu muniție de război de pe teritoriul său cel mai apropiat de Taiwan. Beijingul a anunțat că zona din jurul insulei Niushan, aflată la 105 km de Taiwan, va fi închisă pentru exerciții militare. Exercițiile militare chineze în largul coastei taiwaneze s-au intensificat în ultimii ani, pe măsură ce pretențiile sale asupra Taiwanului au crescut. După efectuarea exercițiilor militare chineze, premierul taiwanez Chou Jung-tai a declarat că Republica Chineză nu ar fi trebuit să efectueze astfel de exerciții, având în vedere amenințarea lor la adresa stabilității regionale. Analiștii de politică internațională spun că acest exercițiu reprezintă o escaladare a tensiunilor dintre China și SUA. În timp ce Beijingul își subliniază pretențiile asupra Taiwanului, Washingtonul arată clar sprijinul pentru insulă. China a promis în repetate rânduri că va prelua Taiwanul cu forța dacă este necesar. Sărbătoarea corturilor a fost celebrată timp de 7 zile și s-a încheiat pe 23 octombrie. Sute de persoane au venit miercuri seara la locul festivalului Supernova de lângă Kibbutz Reim pentru slujba Roșa în Araba, care a încheiat Sucot. Anul acesta, sărbătoarea Simhat Torah va fi celebrată începând după amiaza zilei de astăzi și se va încheia mâine 25 octombrie. Pelerinajul creștinilor cu ocazia sărbătorii corturilor a culminat cu o ceremonie în interiorul zidurilor antice ale cetății lui David din Ierusalim. Reprezentanți din 54 de națiuni au participat la această sărbătoare organizată de Ambasada Internațională Creștină la Ierusalim. Cu 500 de delegați, aceasta este cea mai mare misiune de solidaritate din 7 octombrie, a declarat vicepreședintele ICIJ, David Parson, pentru All Israel News. Anul acesta, numărul celor prezenți a fost relativ mic în comparație cu miile care se adună de obicei la evenimentul anual. Președintele israelian Isaac Herzog s-a adresat mulțimii într-un videoclip preînregistrat, mulțumindu-le delegaților pentru că sunt alături de Israel. Fostul primar al Ierusalimului, Nir Barkat, a vorbit personal cu participanții. Oh.